Din cauza alcoolului și a vitezei, un român stabilit de câțiva ani în Germania s-a transformat aseară în cascador pe o șosea din Bistrița-Năsăud. N-a mai putut stăpâni volanul și mașina s-a izbit de o stâncă, apoi s-a răsturnat într-un șanț. Spre deosebire de cascadorii profesioniști, bărbatul a suferit câteva rănișoare. Când va ieși din spital, va trebui acum să le explice și polițiștilor de ce s-a urcat beat la volan. Nu vine salvarea de acolo. Stai liniștit, te rog foarte frumos. Polițiști, localnici, până și prietenul său de pahar, un cetățean neamț, au încercat să-l calmeze. Degeaba, captiv în ghemul de fiare, omul voia să iasă cu orice preț. Bărbatul de 57 de ani se îndrepta de la Colibița spre Bistrița, înainte chefuit bine de tot cu prietenul său, așa că nu a mai putut să stăpânească mașina. Într-o curbă ușoară spre stânga, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a derapat, a intrat pe contrasens, s-a lovit de munte și s-a răsturnat. Da. Hai. Știu, înțeleg. Știu, da. Nu poți, stai cu minte, bă, Ioși, stai cu minte. Nu, pa. Nu vă mișcați, rămâneți așa dacă sunteți imobilizați. Nici măcar medicii n-au reușit să-l liniștească pe bărbat. Și-a dat seama că nu e de glumă abia după ce durerea i-a invadat corpul. După mai bine de o oră, bărbatul a fost scos dintre fiare și dus la spital. Are un politraumatism, traumatism cranian nivel 0, plagă contuză occipitală și un traumatism toracic. Stabil hemodinamic. Rănile nu sunt grave. Bărbatul are, în schimb, alte motive să-și facă griji. Avea o alcoolemie de 0,70 mg de alcool pur în aerul expirat, destul pentru un dosar penal.